Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu cu această ocazie la Filipeni, capitolul 4. Citim de la versetul 4 până la versetul 7 inclusiv. Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4 până la versetul 7. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos venim și îți mulțumim pentru această dimineață de har. Mulțumim că ne iubești, mulțumim pentru că ai ascultat rugăciunile noastre și așteptăm răspunsul potrivit după voia ta. Acum, pregătindu-ne să te întâmpinăm, să te sărbătorim ca cel coborât la noi, te rugăm, pregătește inimile noastre în ascultarea cuvântului, pentru că vrem să fim gata și pentru a doua ta venire. Te rugăm în numele Domnului Iisus, lasă Duhul tău cel sfânt la lucru, cercetează inimile și viețile noastre, în numele și în meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Paza de coastă a Statelor Unite ale Americii are un slogan frumos. E trecut pe emblema lor, este un motou care îi reprezintă, un motou pe care dumneavoastră l-ați mai auzit și pe care îl cunoașteți. Sunt două cuvinte din limba latină. Semper paratus. Cu alte cuvinte, întotdeauna pregătit. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că trebuie să fie întotdeauna pregătiți de intervenție. Ei sunt genul de oameni care nu-și permit să sune alarma și ei să fie nepregătiți. Păi stai că nu pornește motorul, păi stai că n-avem benzină, stai că, știi, nu mi-am uitat nu știu ce acasă. Nu, nu, nu. Toate lucrurile trebuie să fie pregătit. Că atunci când sună alarma și nimeni nu știe când sună, paza de coastă trebuie să fie întotdeauna gata. Oare nu așa ar trebui să fim și noi? Oare de ce noi ca și creștini socotim de multe ori că noi, viața noastră e altfel? Oare în fiecare dimineață când ne trezim și deschidem ochii putem spune semper paratus, întotdeauna pregătit? Suntem gata să vină Domnul? Asta e alarma. Ești gata pentru încercările prin care vrea Dumnezeu să te treacă? Ești gata pentru circumstanțele în care vrea Dumnezeu să te treacă? Dar mai mult decât orice, ești gata ca El să se întoarcă? Ești gata? Pasajul pe care l-am citit, Apostolul Pavel, ne vorbește despre lucrul acesta. Și vine să ne spună că Domnul este aproape. Și dacă Domnul este aproape, atunci, spunea un predicator mare american, ar trebui să trăim ca și când Domnul ar fi murit ieri, ca și când ar fi înviat azi și ar reveni mâine. Întotdeauna pregătiți.
Ca și când ar fi murit ieri, adică să avem salvarea noastră ancorată în jertfa Domnului Iisus, nu în meritele noastre. Ca și când ar fi înviat azi, înnoiți de viața Domnului Iisus Hristos, ca și când ar veni mâine, gata să ne întâlnim cu El la orice preț. Dragi frați și surori, suntem între cele două veniri ale Domnului Iisus Hristos. Peste câteva vreme vom sărbători faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a desprins de glorie, s-a dezbrăcat, a luat trup de om și a venit la noi ca să ne arate slava lui Dumnezeu, ca să ne arate planul lui Dumnezeu, ca să ia asupra lui păcatele noastre, să moară pentru noi, mai apoi să învieze și să dea tuturor cale liberă prin iertarea de păcat către Dumnezeu, către Tată, slăvit să fie numele Său. Dar ne aflăm între prima sa venire și cea de-a doua sa venire. Și, dragii mei, dați-mi voie să subliniez, cum spunea un coleg păstor, dacă nu ești gata pentru cea de-a doua venire, degeaba sărbătorești prima venire. E adevărat? Degeaba sărbătorești prima venire a Domnului Iisus Hristos, dacă sufletul tău nu-i gata pentru a doua revenire. E adevărat? Pentru că dacă nu ți este sufletul gata, dacă încă mai e ceva de rezolvat, la ce ți-a folosit că a venit Domnul prima dată? Ei bine, dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să ne punem următoarea întrebare. Cum ar trebui să trăim știind că Domnul este aproape? Apostolul Pavel scrie pasajul acesta și spre sfârșitul epistolei sale dă câteva îndemnuri generale care par să nu aibă prea mare legătură una cu alta, dar în partea a doua a versetului 5 el introduce ideea care le leagă pe toate cele trei îndemnuri. Și anume, spune cuvântul lui Dumnezeu, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Unii o să zică, păi da, dar poate că Pavel a vrut să zică că Domnul e aproape, adică aproape cum e aproape de fiecare credincios, că El e cu noi tot timpul. Da, numai că dacă vă uitați în context, mai sus, capitolul 3, ultima parte, ni se vorbește despre apropierea Domnului ca să vină. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 20, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor și Domn pe Domnul nostru Iisus Hristos. Îl așteptăm să vină. Și Apostol Pavel vine și ne spune, Domnul este aproape. Gândiți-vă la lucrul ăsta, dacă Apostol Pavel a considerat că Domnul este aproape în timpul vieții lui, cum este acum? Am putea schimba puțin mesajul din dimineața asta și am putea pune întrebarea, cum ar trebui să trăim știind că Domnul este mai aproape? Știind că Domnul este mai aproape. Acum, sigur că noi știm, suntem creștini, majoritatea dintre noi născuți din nou și dacă este cineva care n-are nașterea din nou, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze cu această experiență transformatoare, iertarea de păcate și asigurarea vieții veșnice. Dar, dragii mei, noi știm că a fi pregătit pentru venirea Domnului, întâi și întâi de toate înseamnă că trebuie să fii mântuit, curățit de Dumnezeu, iertat de păcate. Așa este? Așa-i. Fără asta nu poți să fii gata pe când vine Domnul. Nu ești mântuit, nu ești născut din nou. Dragul meu, n-ai cum să fii gata. Dar noi aici, în general, suntem oameni care zicem, păi, cam asta am făcut-o. Și atunci se ridică întrebarea, dar mai este altceva de pregătit? Cum ar trebui să trăim știind că Domnul e aproape, deși suntem născuți din nou? Și în dimineața aceasta vom privi în cuvântul lui Dumnezeu și vom răspunde la aceste întrebări. Știind că Domnul este aproape, dragii mei, ar trebui să trăim, spune Apostolul Pavel, întâi de toate, bucurându-ne în toate lucrurile. Ascultați ce spune versetul 4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă! Asta și te gândești, dar ce are asta de a face cu venirea Domnului, nu-i așa? Păi dacă ești mântuit, unul din lucrurile care ți se cere în așteptarea Domnului este bucuria. Te-ai fi gândit la asta? Da, așa spune Apostolul Pavel. Dacă vrei să-L aștepți pe Domnul, una din caracteristicile vieții tale este că trebuie să te bucuri. Și dacă nu te bucuri, nu ești gata. Nu înseamnă că nu vei fi mântuit. Dar vrei să fii găsit pregătit de Domnul.
Mântuirea se capătă prin credință, am spus, iertarea de păcate. Dar ce atitudine ar trebui să am ca să-L aștept pe Domnul? Una este bucuria. Acum, în general, când se vorbește despre bucurie, noi avem impresia că bucuria este acea stare emoțională pe care o avem atunci când ți se întâmplă ceva pozitiv, nu? Tinerii, ți-ai luat Samsung Galaxy S, cât e acum? 4, a venit Moș Crăciun și în sfârșit l-ai luat. Pentru frații mai în vârstă, ca să fie relevant, vi s-a mărit pensia cu 100%. Nu prea credeți. Dar să zicem. Cam așa înțeleg oamenii că asta e bucurie. Că bucuria este un rezultat emoțional a unor circumstanțe pozitive care se întâmplă în viața ta. Ți-ai luat mașină nouă? Oh, fericit! Ți-ai luat telefon nou? Oh, fericit! Câteva zile, bineînțeles. Dar oamenii înțeleg că asta e bucuria adevărată. Oare la asta vrea Apostolul Pavel să se refere? Oare despre asta vorbește Apostolul Pavel? Despre a te bucura de fiecare dată când primești ceva nou sau îți iese ceva sau planurile tale se împlinesc? O să ne uităm puțin în pasajul acesta și o să vedeți că Apostolul Pavel nu la asta se referă. De fapt, Apostolul Pavel spune în felul următor, zice, bucurați-vă în toate lucrurile. Opa! Păi nu numai când îmi iau telefon celular. Nu numai când mi se mărește pensia cu 100%. Da, dacă dai cu telefonul care l-ai de pământ și trebuie să-l iei pe ăla care e mai vechi. Da, dacă ți se scade pensia. Da, dacă sănătatea nu mai e care a fost ieri. Pavel spune, bucurați-vă în... Păi cum ne bucurăm în toate lucrurile? Apostolul Pavel vine și ne spune, bucuria nu ține de circumstanțele pozitive. Bucuria nu ține de circumstanțe, bucuria ține de altceva. De ce ține bucuria de altceva? Bucuria ține de ceea ce mai spune Apostolul Pavel. Deci, bucurați-vă în toate lucrurile în Domnul. Bucuria nu ține de circumstanțe, bucuria ține de o relație. Bucuria adevărată ține de relația mea cu Dumnezeu. Bucuria, dragii mei, este produsul acela, este starea aceea care rezultă dintr-o relație adâncă, profundă cu Dumnezeu. Bucuria este acea realitate pe care o trăim atunci când suntem mână în mână cu Domnul, când păcatele ne sunt iertate, când avem o relație bună cu El, când știm că Domnul este lângă noi. Bucuria este aceea pe care o experimentăm atunci când ne îmbolnăvim, dar știm că Domnul nu ne-a uitat. Este bucuria aceea pe care o avem atunci când am pierdut ceva, dar știm că Domnul nu ne-a abandonat. Bucuria este aceea de a ști că ești în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu e de partea ta, că Dumnezeu îți poartă de grijă și că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și atunci te poți bucura în toate lucrurile, nu-i așa? Atunci te poți bucura în ciuda circumstanțelor. Dragii mei, Apostolul Pavel vine și spune, în așteptarea Domnului care e aproape, bucurați-vă întotdeauna, în toate lucrurile și bucurați-vă în Domnul. Nu lăsați ca circumstanțele să vă dicteze bucuria, ci lăsați ca relația cu Dumnezeu să vă dicteze bucuria. Dragii mei, Dumnezeu este piesa lipsă din puzzle-ul inimii noastre. Dați-mi voie să vă spun ce vreau să spun cu asta. Acum, nu știu dacă toți știți ce e la puzzle. Dar cu siguranță toți ați văzut ce e. E acel joc pentru copii, dar nu numai pentru copii, pe care pe o coală de carton e un anumit desen. Un peisaj, un desen, mă rog.
Și cartonul acela e tăiat în așa fel încât să formeze mai multe bucăți. Și când îl primești joc într-o cutie, bucățile nu sunt puse la loc. Și tu, ca într-un mozaic, trebuie să le iei și să le potrivești. Să zici, ăsta-i colț, îl punem aici, ăsta pare a fi din imagine piesa asta și o pui dincolo. Și încetul cu încetul le unești pe toate și le pui. Și imaginează-ți că ești cu copilul sau cu nepotul tău și faci un astfel de joc. Și potrivești piesele și timpul e fain, petreci timp cu copilul tău și e bine și te simți bine. Și încetul cu încetul imaginea începe să prindă contur. Și mozaicul parcă începe să fie întreg. Până când ajungi la ultima piesă, chiar în centrul imaginii. Și cauți și te uiți pe masă și nu-i piesa. Și te-ai muncit atâta și parcă e frustrant să nu ai piesa respectivă. Și atunci ce faci? Zici, nu, las că e bun și așa. Nu! Dai masa la o parte, începi să cauți pe covor, te uiți pe sub canapea, te uiți peste tot, până când găsești piesa aia. Și când ai găsit-o, iei și o pui la loc. O împingi cu grijă și îți spui, acum e complet. Acum asta poți să-l înrămezi. Așa-i Dumnezeu. E piesa lipsă din puzzle-ul inimii tale. Până când nu e Dumnezeu acolo, n-ai cum să ai adevărata bucurie. Lipsește ceva. Sfinții părinți spuneau că în inima noastră este un gol de forma lui Dumnezeu. Nimic altceva nu se potrivește acolo. Nimic altceva nu te satisface. Prezența lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și o relație profundă cu Dumnezeu, umblarea zilnică cu Dumnezeu, îți aduce bucurie. Ai gustat bucuria asta? Tu te mai bucuri? Știu că circumstanțele nu sunt cele mai fericite întotdeauna. Știu că nu toate lucrurile merg cum ai vrea să meargă. Dar Apostolul Pavel nici nu vorbește despre asta. El zice, în ciuda circumstanțelor, bucură-te că ai de ce să te bucuri. În Domnul care nu se schimbă, în Domnul care nu te părăsește, în Domnul care nu te uită, în Domnul care îți vrea binele tău. Amin? Doamne, știind că ești aproape, ajută-ne să ne bucurăm. Să ne găsim bucuria adevărată în Tine. Dar Apostolul Pavel nu se oprește la atât, ci el continuă și în versetul 5, Apostolul Pavel ne spune că, știind că Domnul e aproape, ar trebui să trăim purtându-ne blânzi unii cu alții, dar mai specifică el, cu toți. Cu toți. Cu unii ușor să te porți blânzi, nu? Să te porți blând. Cu alții e mai greu. Cere un pic mai multă diplomație. Pe alții ți-e mai greu să iubești. Pe alții, față de alții, ai vrea să te răzbuni. De fapt, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, câteva versete mai sus. În biserica din Efes, o biserică bună, frumoasă, credincioasă și trecută prin încercări, apar niște probleme. Două surori credincioase, slujitoare ale Domnului, au început să nu se mai înțeleagă și nu se mai purtau cu mănuși, cu blândețe unele cu altele. Erau disensiuni, erau probleme, erau neînțelegeri între ele. Cert este că la un moment dat, Apostolul Pavel scrie și spune în versetul 2, îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia, cele două surori, să fie cu un gând în Domnul. Și mai apoi dă sfaturi și spune lui Clement și spune, te rog pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vină ajutorul acestor femei care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement, cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, a căror nume sunt scrise în cartea vieții. Oameni care aveau numele scrise în cartea vieții și totuși nu se înțelegeau. Nu mai era blândețe acolo. Era disensiune. Biserica trebuie să aștepte pe Domnul. Domnul e aproape, spune Pavel.
Așadar, fiți blânzi. Foarte important, cum te comporți cu fratele tău. Nu întotdeauna e ușor să răspunzi cu blândețe, dar Apostolul Pavel spune, asta trebuie să faci întotdeauna. Arată blândețe. Ce înseamnă blândețe? Nu de mult ni s-a vorbit din nou despre blândețe. Și blândețea nu înseamnă să fii slab. Nu înseamnă să fii laș. Blândețe nu înseamnă să zici, no, fie ce-o fi, no, fie cum zici tu. Blândețea nu înseamnă să dai dreptate oricum. Blândețea nu este slăbiciune. Dimpotrivă, blândețea înseamnă să ai putere, dar să ții puterea sub control. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Trompa elefantului este un organ care, ne spun specialiștii, are undeva la 40.000 de mușchi. 40.000 de mușchi individuali în trompa unui elefant, care face ca trompa să fie flexibilă, dar și puternică. Elefantul cu trompa poate să rupă o creangă dintr-un pom, poate să ridice un butuc de la pământ, dar în același timp, cu toate că are multă putere, are și finețea necesară să rupă un fir de iarbă și să-l ducă la gură. Putere ținută sub control. Creștinul nu este un slab. Creștinul are putere. Și Dumnezeu ne-a înzestrat cu putere. Și Dumnezeu ne-a dat putere. Dar Dumnezeu zice, ține puterea sub control, mai ales când îți vine să o reverși cu mânie. Mai ales când zice, am dreptate, să vezi ce-i fac eu lui. În Iacov, traducerea care se dă acolo când vorbește despre înțelepciunea care vine de sus, ne ajută parcă să înțelegem mai bine cuvântul ăsta blândețe. Zice, înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. E putere, dar se știe și controla. E ușor să-l îndupleci. Mai ales în relații. Aș vrea să vă dau un exemplu negativ. Pe paginile Vechiului Testament învățăm despre judecătorii care, pe vremea în care nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce vroia și când poporul se ducea spre idolatrie și spre idolii păgâni, Dumnezeu ridica câte un judecător. Și de la capitolul 13 citim despre un judecător care a avut multe binecuvântări de la Dumnezeu. A fost prevestit dinainte familiei sale, a fost dăruit printr-o minune unei familii care nu putea să aibă copii, a fost un copil pe care Dumnezeu a zis să-l pui deoparte, a avut părinți deosebiți. Samson este omul peste care Dumnezeu a zis să-i dau înțelepciune, dar îi dau și putere. Briciu să nu treacă niciodată peste capul lui, să nu se atingă de vreun cadavru. Cerințele acelea pentru un nazireu să-ți fie păstrate cu sfințenie. Și îl vedem pe Samson ca unul care se duce și prinde leul și îl sfâșie cu mâinile lui, fără nimic. E o putere extraordinară acolo. Este Samson cel care se duce și prinde 300 de vulpi. Cât de iute și de iscusit trebuie să fii ca să prinzi 300 de vulpi. Le leagă coadă de coadă, pune foc în cozile lor și dă foc la holdele filistenilor în felul acesta. Samson e un om care are putere. Dar e omul care nu ține puterea asta bine sub control. Odată aparent fără motiv, ca să-și arate el așa puterea, smulge porțile cetății și fuge cu ele până sus pe deal. Ca mai apoi, pe genunchii Dalilei, sub dezmiendările ei, să renunțe la tot. A avut putere, dar n-a ținut-o sub control. Frații și surori, și noi avem putere.
avem putere fizică, trebuie să avem grijă ce facem cu ea, trebuie să o ținem sub control. Sunt situații în care puterea noastră fizică poate scăpa de sub control și putem produce răni. Avem putere verbală. Vezi că cuvintele noastre au putere. Cu un cuvânt poți să omori. Vezi cum spune, zice, au hotărât să-l omoară cu vorba. Poți să omori cu vorba. Cuvintele noastre au putere, dar avem și control asupra lor. Asta înseamnă să fii blând. Dragii mei, atitudinile noastre au putere. Avem și control asupra lor. Apostolul Pavel spune, pentru că Domnul e aproape, purtați-vă cu blândețe față de toți. Ține puterea sub control. Cartea Proverbe vine și ne spune, îmi pare rău că nu am citatul exact, dar spune felul următor. Cel care este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Degeaba cucerești cetăți dacă nu-ți poți stăpâni gura când ești acasă. Degeaba te duci în luptă și faci mari victorii dacă n-ai putere să-ți stăpânești brațul asupra partenerului tău de viață. Degeaba câștigi mari victorii dacă nu știi să fii blând cu cei din jurul tău. Blând nu înseamnă prost, blând nu înseamnă slab și nici laș. Blând înseamnă să ai toată puterea și totuși să ții puterea aceea sub control, luând decizii înțelepte, să știi să reacționezi corect. Ai avea puterea să zdrobești pe cineva, dar zici, deși am puterea să o fac, vreau să-i arăt har, vreau să-i arăt binecuvântare. Doamne, ai milă de noi. Iartă-ne pentru momente în care puterea care ai lăsat-o în noi, am lăsat-o să iasă fără niciun control. Și Doamne, ajută-ne, prin puterea Duhului Sfânt, să știm să ne stăpânim, să fim ușor de înduplecați, ca Duhul lui Dumnezeu să ne poată controla și să știm să răspundem cum trebuie în fiecare situație. Apostolul Pavel spune, pentru că Domnul este aproape, bucurați-vă în toate lucrurile. Pentru că Domnul este aproape, fiți blânzi, arătați blândețe tuturor. Și pentru că Domnul este aproape, rugați-vă în toate lucrurile. Rugați-vă în toate lucrurile. Nu întotdeauna circumstanțele merg așa cum vrem noi. Și când lucrurile nu merg așa cum vrem noi, în loc să venim și să aducem problemele în fața lui Dumnezeu, știți care e lucru firesc care ne vine să-l facem? Fie să căutăm noi propriile noastre rezolvări, uitând de Dumnezeu, fie așa cum facem majoritatea dintre noi, îngrijorându-ne. Începem să facem scenarii. Da, dacă cade drobul de sare, da, dacă așa, măi, da, ce om face cu cutare, măi, da, cum va fi, măi, da, ce se întâmplă și așa mai departe. Apostolul Pavel vine și spune, nu vă îngrijorați de nimic. Lucrurile care nu sunt în controlul vostru, sunt în controlul lui Dumnezeu. Nu știi ce va fi mâine, știe Dumnezeu. N-ai putere pentru lucrurile care se vor întâmpla mâine, are Dumnezeu. Nu te îngrijora de nimic. În schimb, fă altceva. Vino și du situația ta înaintea lui Dumnezeu. Spune-i lui Dumnezeu, stai de vorbă cu Dumnezeu. Când aduci îngrijorările tale și le pui în mâna lui Dumnezeu, nu mai e pentru ce să te îngrijorezi. Când te îngrijorezi, spui de fapt, Doamne, eu n-am încredere că Tu poți să rezolvi toate lucrurile. O, n-am spune eu cu voce tare niciodată, dar asta este. Când noi ne îngrijorăm, noi spunem, nu știu dacă Dumnezeu are putere să se ocupe și de situația asta. Nu cred că Dumnezeu vrea să se implice în asta. Ba vrea, ba poate. Dumnezeu este interesat de binele nostru, după voia Lui, nu după voia noastră, e adevărat. Și se va întâmpla poate nu cum dorim noi, dar cum știe El că e mai bine. Și de atâtea ori totuși ne îngrijorăm. Și pentru ce ne îngrijorăm, v-am mai zis.
40% din lucrurile pentru care ne îngrijorăm sunt lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Scenarii născute și crescute aici, în mintea noastră. 40% din lucrurile cu care ne frământăm, transpirăm și ne stresăm cu ele sunt lucruri care niciodată nu se vor întâmpla. 30% din ele sunt lucruri din trecutul nostru pentru care oricum nu mai putem face nimic. Poate e vorba de un păcat. Și diavolul vine și tot ți-aduce aminte de el. Știi ce ai făcut tu? Poate e vorba despre o circumstanță în care tu ai avut o vină, ai greșit față de cineva. Da, ți-ai rezolvat problema, ai mărturisit-o. Da, gândul revine, te macină. 30% sunt lucruri din trecutul nostru care oricum nu mai pot fi schimbate. 12% sunt lucruri legate de... Dar oare ce zice ăla despre mine? Oare ce-o zis fratele ăla? Oare ce zic frații de mine după ce predic? Oare ce zice fratele de mine când nu-s eu prezent? Oare ce zice colega de la școală de cum m-am îmbrăcat sau de ce-am zis sau de așa mai departe? 12% din lucrurile pentru care ne îngrijorăm sunt lucruri legate de critica celor din jur, care de cele mai multe ori este neadevărată și nefondată. Dar noi ne îngrijorăm. 10% sunt lucruri legate de sănătatea noastră. Mă, nu mai simt așa bine. Și aici știu foarte bine ce înseamnă asta. Și cu cât te îngrijorezi mai mult, te simți mai bine, așa-i? Nu. Cu cât te îngrijorezi mai mult, cu cât te stresezi mai tare, cu atât ești mai bolnav. Medicii ne spun că peste 70% din bolile care suferim în trup, boli reale, peste 70% din bolile de care oamenii suferă astăzi nu sunt provocate de factori externi, ci sunt provocate de cum gândim. De stresul pe care îl acumulăm, de îngrijorările pe care le purtăm, peste 70%. Există cazuri, nu? Te lovești, îți dai peste deget, asta nu stresul, ba, poate că ai fost stresat și te gândi la altceva, nu? Există boli care sunt moștenite de la părinți și așa mai departe, sunt o felul de alte cauze, dar unii medici spun că 70% din bolile de care suferim sunt din cauza stresului, din cauza îngrijorărilor, a felului în care gândim. Doar 8% sunt lucruri reale care se vor întâmpla. Doar 8%. Apostolul Pavel spune, Domnul e aproape. Domnul vine în curând. Nu te îngrijora. El de partea ta. El îți ascultă rugăciunea. Încredințează soarta în mâna Domnului. Crede-te în El. Și El... va lucra. Înlocuiește îngrijorarea cu credința. Cineva spunea, începutul îngrijorării este sfârșitul credinței și începutul credinței este sfârșitul îngrijorării. Îngrijorarea noastră ne taie credința. Și credința este antidotul îngrijorării. Rugăciunea este cea mai bună expresie a credinței. Când vine înainte lui Dumnezeu, ca altă dată omului Dumnezeu când se afla sub asediu și vine cu acea scrisoare din partea inamicului. Doamne, eu ce să fac cu ea? Eu tot nu pot schimba nimic. Și o pune în fața lui Dumnezeu la altar. Doamne, Tu vezi. Doamne, ocupă-Te Tu. Aruncat, spune Petru, asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El îngrijește de voi. Și Petru nu uită să ne aducă aminte că rugăciunea este unul din lucrurile esențiale în pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Știind că Domnul este aproape, dragii mei, să fim pregătiți. Ca să fii pregătit, bucură-te, fii blând și roagă-te. Bucură-te în toate lucrurile, în Domnul.
Fii blând, ține lucrurile sub control, pune-le sub controlul Duhului Sfânt, cere ajutorul lui Dumnezeu și roagă-te, nu te îndoi, nu te îngrijora, roagă-te lui Dumnezeu. Domnul este aproape. Trăim, dragii mei, între venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, pe care o sărbătorim în curând, și a doua venire a Domnului Iisus Hristos, care, iată, e aproape. Suntem pregătiți pentru Crăciun. Cineva spunea, nu ești pregătit să sărbătorești intrarea în lumea Domnului Iisus, dacă nu ești pregătit, să aștepți pe Domnul să revină. Domnul să ne pregătească. Dimineața aceasta am învățat de la Apostolul Pavel și cum. Bucurându-ne, arătând blândețe față de toți și folosind darul acesta extraordinar a rugăciunii. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viețile noastre în așteptarea Lui. Amin.